Românii nu mai au încredere în guvern în ciuda măsurilor bune pe care acesta le-a promovat. Încrederea este subminată de televiziunile de știri. Aceasta este declarația deputatului de Sibiu, Raluca Turcan. O măsură pozitivă a fost scutirea de la plata impozitului a întreprinderilor care angajează șomeri. Această prevedere însă nu mai este valabilă de anul trecut. Guvernul Boc a luat multe măsuri pentru relansarea economiei, însă nimeni nu vorbește de ele. Mai mult, televiziunile de știri au subminat încrederea în conducerea țării, iar din cauza aceasta românii nu mai cred în noi. Aceasta este poziția deputatului Raluca Turcan. Această caricatură care a început în ultimele zile și pe care televiziunile de știri încearcă să o facă, nu aduce nimănui niciun beneficiu. Dimpotrivă, aș spune că singurul rezultat al acestei campanii este subminarea încrederii. Încrederii că eforturile din ultimul an aduc rezultate. Cât despre ieșirea din criză, vicepreședintele Partidului Democrat Liberal spune că ar fi un eșec ca guvernul să deschidă sacul și să mărească salariile profesorilor cu 50%. O greșeală la fel de mare precum cea a reducerii TVA-ului la alimentele de bază, care se datorează în mare parte opoziției irresponsabile. Rețeta sigură pentru eșec în acest moment ar fi să deschidem sacul cu promisiuni electorale și cu populisme. Nu, există, a fost aplicat cel puțin în anul 2010, scutirea de cease. Deci, există măsuri guvernamentale. Totuși, deputatul de Sibiu crede că românii vor simți ieșirea din criză la începutul anului 2012. Nu am calități de prezicător, însă pot să vă spun în calitate de om care analizează fenomenul economic. Cred că spre sfârșitul anului, începutul anului viitor, deja se va simți o creștere reală a nivelului de trai. Raluca Turcan s-a arătat nemulțumită de primele de Paște vehiculate ca fiind mari pe care angajații companiilor de stat urmează să le primească.